Bine v-am găsit la un nou video pe cei din Zodia Pești. Haideți să facem o etalare pentru luna aprilie, să vedem ce vă așteaptă în dragoste și în carieră în această lună. Am pus o carte pentru doamne și una pentru domn. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Pești în luna aprilie, în dragoste și în carieră. Ce așteaptă în luna aprilie, în dragoste și în carieră, pe cei din Zodia Pești. Haideți să vedem. Bun. Uh, voi vorbi prima oară despre doamnele din Zodia Pești care ați avut o despărțire recentă. Se pare că suferiți foarte mult din dragoste. Uh, uh, o dragoste destul de. Uh, o relație destul de falsă, ca să spun așa, uh, nu din partea dumneavoastră, ci din partea celui cu care ați fost. Uh, parcă v-a trădat, uh, uh, v-a înșelat cu altă femeie. Um, din câte văd, este o femeie care este implicată în altă relație sau poate fi implicată în sau poate fi chiar căsătorită și poate avea un copil sau pur și simplu poate fi o persoană mai tânără și poate fi căsătorită. Însă văd că partenerul a ales să vă înșele cu această femeie sau să aibă o relație în paralel cu ea, și ați decis să vă despărțiți sau veți decide să vă despărțiți, dacă nu el a luat decizia aceasta. Uh, ceva care v-a făcut foarte mult și vă va face în această perioadă să suferiți foarte mult. A fost o decizie bruscă, ceva care nu știu, parcă s-a tăiat orice fel de comunicare între dumneavoastră și partener, um, acesta a fost un secret pe care dumneavoastră l-ați aflat, uh, cum s-ar spune, și v-a adus succesul. Succesul în sensul că Um, ați reușit să aflați adevărul și parcă ați luat o decizie să nu vă mai întoarceți la acest bărbat. Um, însă văd că această femeie se ocupă cu farmece, cu lucruri necurate, clar, deci se ocupă cu farmece. Um, mizează foarte mult pe lucrul ăsta și din câte observ um, um, se folosește de lucrul ăsta, se joacă foarte mult, um, ca să-l țină cumva legat de ea. Este o persoană care pot să mai și spun că poate fi din trecutul lui îndepărtat. O persoană care este mai. poate mai matură, poate avea un copil în același timp, am spus, și poate fi și mai matură. Pot să spun mai degrabă și cazul în care. V-ați despărțit datorită mamei lui sau unei, sau o femeie care se cunoaște cu mama lui și văd că mai este și altcineva implicat din familia lui sau poate cineva cunoscut. Văd foarte multă lume aici care a ajutat practic la despărțirea voastră. Parcă este și această femeie care are un copil, este și mama lui care văd că este de acord cu ea într-un fel, parcă a avut discuții și au l-au influențat negativ pe el, um, văd că mai există încă o persoană care poate fi o prietenă sau un prieten care tot așa l-a sfătuit greșit, însă toate lucrurile astea au dus la despărțire care v-a făcut să suferiți foarte mult și din câte văd în această perioadă chiar veți avea de suferit, trebuie să vă încurajați foarte mult, um, veți știla, nu prea veți ști ce să faceți. Um, Parcă vă doriți să vă împăcați și în același timp doriți să mergeți mai departe um, Astea sunt doar sentimente datorită faptului că suferiți Însă mai este și faptul că această femeie se ocupă cu lucruri necurate uh, Dacă nu luați măsuri în privința asta, s-ar putea să nu mai aibă loc în păcarea asta dacă vă doriți cu adevărat um, Văd că au avut loc și niște certuri în legătură cu banii um, în această perioadă e posibil ca să fiți nevoite să faceți o călătorie uh, în interes de serviciu sau poate mai multe călătorii, că văd mai multe uși deschise, văd mai multe oportunități de afaceri. Um, sau pur și simplu, sau pur și simplu uh, înseamnă și distanțarea dumneavoastră de acest bărbat. Um, pentru cele care sunteți căsătorite, pentru cele care sunteți căsătorite, din câte mi apare, uh, multe dintre voi e posibil care aveți un soț să fi avut o relație sau să urmeze să aveți o relație cu un bărbat din trecutul dumneavoastră. Cumva a fost o relație secretă și este o relație secretă. Parcă îl iubiți foarte mult acest bărbat, relația asta extraconjugală. Îl iubiți foarte mult și Vă doriți cumva să fiți cu el, însă este posibil ca soțul să afle dacă nu a aflat deja. Soțul vă este mai mult ca un bun prieten, parcă relația dintre voi nu mai este ca înainte. Um, și cumva să fiți îndurerate de faptul că acest bărbat nu mai acceptă să fie pe locul 2 și să fiți nevoite să vă despărțiți de el. Pare că și el are la rândul lui o soție sau o parteneră stabilă. Cumva cred că amândoi sunteți căsătoriți, clar, amândoi sunteți căsătoriți, eu, dumneavoastră la rândul dumneavoastră sunteți căsătorită și e o relație secretă, el la rândul lui la fel. Și cred că unde, pe undeva ați vorbit sau ați stabilit ca fiecare să-și lase familia uh, și să trăieți împreună, iar dumneavoastră cred că nu v-ați îndeplinit această condiție, iar el decide să pună punct. Uh, și este cumva păcat pentru că acest bărbat chiar vă iubește, iar partenerul stabil văd că nu vă acordă suficient atenție, este un om cam lene și un om cam uh, pasiv, un om care nu prea vă dă importanță, un om cam... Este cu capul în ori, ca să spun așa, și între voi a intervenit o monotonie. Parcă niciodată nu a fost dragoste adevărată, a fost mai mult o căsătorie din conveniență, ca să spun așa. <coughs> Uh, și pentru voi situația financiară în luna aprilie va sta destul de bine Ați avut niște probleme financiare, niște blocaje <coughs> Cred că multe dintre voi ați avut probleme cu copii sau veți avea probleme cu copii uh, Mici probleme de sănătate care se vor rezolva Însă văd că în această... care au necesitat investiție de bani Însă văd că în această perioadă veți reuși cele care nu aveți un job să vă găsiți un job <coughs> Mă scuzați cele care um, aveți un job și nu vă mai convine să găsiți un job care este mai bine plătit, dar v-am spus multe dintre voi, uh, veți călători, clar veți călători, uh, iar pentru cele singure vreau să specific că în această perioadă veți avea foarte multe relații, foarte multe propuneri, uh, foarte, foarte mulți admiratori. Uh, în această perioadă se pare că veți avea foarte multe oportunități, ca să spun așa. Veți avea de unde alege o persoană cu care să reușiți să aveți o relație stabilă, dar parcă nu vă doriți lucrul ăsta, parcă nu mai aveți încredere că veți găsi pe cineva serios. Mai mult o să vă distrați, mai mult o să ieșiți, mai mult o să faceți lucruri frumoase pentru dumneavoastră, dar și pentru cele singure văd că o despărțire va dezechilibrat cumva și Uh, parcă vă aruncați așa în distracții și în lucruri de genul ăsta și poate și în câteva vicii ca să uitați, dar uh, nu veți reuși prea ușor, ca să spun așa. Trebuie să lucrați foarte mult cu dumneavoastră. Uh, multe dintre voi care aveți uh, 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 o relație la început de drum, ca să spun așa, uh, și a început doar uh, printr-o frumoasă prietenie, Uh, se pare că acest bărbat își dorește un nou început cu dumneavoastră Și foarte multe dintre voi veți ajunge la căsătorie într-un scurt timp <coughs> Însă uh, aveți foarte mare grijă Chiar dacă acest bărbat își dorește un nou început uh, Aveți foarte mare grijă pentru că este și un pic uh, pervers, un pic parșiv Deci uh, e posibil să aibă niște mici scopuri este ok să discutați de la bun început pentru că din câte văd aici are niște lucruri pe care le ascunde, legate de casa lui, legate de intimitatea lui, niște lucruri care nu vi-a le spus încă. Deci cred că ar fi cel mai bine să cunoașteți omul ăsta mai bine înainte să faceți acest pas să vă mutați împreună sau să vă căsătoriți. Bun. Uh, pentru bărbații din zodia Pești, pentru bărbații din zodia Pești, din câte văd, cei care ați avut o despărțire recentă, um, Văd că persoana de care v-ați despărțit um, s-a simțit trădată, s-a simțit uh, doborută psihic din câte văd aici. Um, în momentul de față trece printr o depresie, parcă a fost o decizie, parcă ea a decis mai mult să se despartă din câte observ aici. Um, parcă dumneavoastră ați mers la două capete, ca să spun așa. Din câte observ aici, ați ales o femeie care este destul de periculoasă, o femeie destul de. Um, din câte văd aici, e posibil să aibă probleme psihice. O femeie destul de bârfitoare, o femeie destul de rea, o femeie care nu și-a dorit decât să. Este posibil ca această femeie să o cunoască pe cea de care v-ați despărțit și n-a vrut decât să vă distrugă relația, să vă distrugă relația ca să vă vadă, să vadă această femeie înlăturată și apoi să vă lase, pentru că asta urmează să se întâmple. Ea are altă relație în paralel cu altcineva, e cumva o relație, ca să spun așa, și secret în același timp, dar și poate fi un fost de-al ei, pentru că cu care stă și din interes financiar. Văd că îi face foarte multe cadouri. Din câte văd, această femeie urmează să plece din viața dumneavoastră. Uh, și parcă dumneavoastră doriți un nou început, dar sunteți foarte confuzi, nu știți dacă fosta parteneră va mai accepta să se împace cu dumneavoastră. Dar din câte văd aici v-a tăiat orice fel de conversație, nu mai dorește să converseze cu dumneavoastră și văd că din starea în care este și a revenit sau își va reveni în luna aprilie cu succes. Uh, nu știu, asta depinde doar de dumneavoastră cum veți gestiona situația. Însă, din câte văd, ea nu și mai dorește niciun fel de împăcare. Uh, pentru cei care sunteți singuri, pentru cei care sunteți singuri bărbații din Zodia Pești, se pare că în această perioadă vă um, axați mai mult pe... nu știu, parcă sunteți mai mult casnici. Uh, mulți dintre voi aveți foarte multe vicii, mulți dintre voi uh, parcă aveți foarte multe aventuri pe site-uri de socializare, Um, vă pierdeți timpul, ca să spun așa. Însă, pe partea financiară, parcă nici de cei care am vorbit înainte, nici cei singuri, în această perioadă nu aveți prea mare succes. Vreți să faceți o călătorie în interes de serviciu, uh, parcă discutați cu un prieten sau poate cu, mai poate cu mai mulți prieteni, însă este unul esențial cu care discutați, o persoană care este posibil să fie și din familia noastră sau este posibil să fie doar un prieten. Despre o nouă afacere sau ceva care să vă aducă beneficii. Însă din câte observ, parcă această călătorie va fi amânată sau anulată din cauza unor probleme. Veți primi un mesaj sau o științare prin care, care o să vă enerveze destul de tare, pentru că această călătorie va fi blocată. Um, parcă nu o să vă permiteți această călătorie datorită stării dumneavoastră uh, sau datorită faptului că nu aveți finanțe să o faceți. Uh, mai văd pentru voi um, faptul că o persoană din familia dumneavoastră care este mai în vârstă, poate fi mamă sau tată, uh, are niște probleme de sănătate. Uh, Poate avea și niște probleme psihice poate avea, sau de natură psihică, însă văd că are probleme de sănătate destul de grave, cu care se cam joacă, adică nu prea le ia în serios. Dumneavoastră sfătuiți această persoană să meargă la medic sau să le rezolve într-un anumit fel, dar parcă nu le rezolvă și asta va duce la ceva foarte rău, ca să spun așa. Um... Pentru cei care pentru că vă e situația aici pentru cei care iubiți o persoană care este căsătorită, o femeie care este căsătorită. Uh, pentru voi, văd că această femeie care este căsătorită, um, chiar dacă relația ei nu mai funcționează cu partenerul ei, uh, de care este interesat financi financiar, ca să spun așa, um, nu l-va părăsi pentru dumneavoastră. Parcă sperați ca să părăsească acest bărbat pentru noi să aibă o relație, să aveți o relație serioasă, să vă mutați împreună. Văd această femeie că vă face vizite la domiciliu sau poate vă vedeți într-un loc secret, însă văd că această femeie nu va renunța la partenerul ei stabil pentru dumneavoastră și vă tot duce cu vorba și vă tot minte. Însă văd că această femeie a apelat la lucruri de genul acesta uh, cumva să vorbească, da, mai mult să vorbească pe cel cu care este partenerul stabil. Bun. Cam asta pentru Zodia Pești pentru luna aprilie în dragoste și în carieră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.